Salutare prieteni, sunt eu Terex și bine v-am regăsit la un episod de Jurassic World The Game, episodul foarte așteptat de voi, în care vom afla dacă încă își iau și o titanoboa în cele de urmă. Dacă da, sper să coste puțin și să-l fac de nivel 40, frate. Ia să înci asta, că nu să vede. Ala mă, titanoboa pe ac, frate, turneul s-a fost incredibil de ușor. Deci, nu știu ce mai s-a întâmplat. Ludia a stricat sistemul de lupte. Hai să începem cu începutul, vorbim să turneul cu titanoboa. Ludia a stricat sistemul de lupte. În Dominator aveam oponenți cum ar fi Trichatop de nivel 40, frate, deci efectiv aveam în Dominator Trichatop de nivel 40 ca oponent. Asta pentru că, știți voi, în PvP-uri alea acolo, dinozaurii ăștia comuni de nivel 40, normal, primesc un boost și pot să fie duși la nivel 1000. E bine, în turnee chestia asta nu e admisă și calculatorul nu le permite chestia asta, deci în loc să dai de un Trichatop de nivel 2000 gen în competitiv, doamne, în turneu, dai de un de nivel 40 pe care îl eliminai de două lovituri imediat cu orice dinozaur. Orice carnivor. Și uite, așa am reușit să mă mențin, frate, sincer a fost foarte greu, fiindcă n-am mai luptat în turneul ăsta de vreo două zile și deja scăzusem foarte mult. Dar, uite rodul muncii mele aici, fraților. Ok, și asta o să am ceva chestii interesante de discutat cu voi. Nu numai că mi-am dat și o comandă după EMAG de tastatură și de mouse nou, pentru că alea vechi, frate, mi s-au stricat periferic și alea vechi mi s-au stricat de tot, nu mai funcționau bine, efectiv mouse-ul dădea dublu click, odată unde dădea click. Era, fai de cap, era ea după pământ și să joci un joc shutter cu un mouse care nu funcționează bine, bă. Și tastatura nu mai mergea, WASD-ul, Enter nu mai mergea, Space-ul, Alt-Tab-ul nu mai mergea, deci tastele cele mai importante pentru un gamer, da, știi? Și am dat și-o frumos la EMAG o comandă, astăzi au venit aceste minunății, frate, mi-am luat și-o ceva iluminat, știi, fiindcă, na, o tastatură iluminată ca să văd și-o noaptea mai bine. Băi, sunt nemaipomenite, sunt extraordinare. Bine, primele mele chestii mai de gaming, așa, știi, și arată groza, frate, sunt chiar foarte mulțumit de calitate bună, a adus produsul la timp, chiar dacă am dat comanda a doua oară, fiindcă prima comandă mi-a adus-o la mama dracului în Târgoviște și evident că mai trebuia să mai dau vreo 40 de lei să ajung până acolo și plus cât mai costa, atunci am dat decât mouse. Am adus la comandă, am zis, dă-o, dracu, hai să iau ceva mai de calitate, frate, și uite că în cea de urmă a ajuns în 3 zile sau 2 zile, mai știu, 3-2 zile, cam așa, dar s-a meritat. Ia să ne, bă, hai să deschidem pe acolo ăsta, cred că sunteți toți așa cu dinții râșii. Păi deschide, bă, pe acolo, bă, că nebuneți, bă, fă titanul, bă, de nivel 4, că te omor. N-am mai postat atâta timp și acum ne ții de vorbă, bă, toți. Ok, ia să-i. Bun. Pardon, așa fac când văd coins într-un pack de genul. Și titanoboa, ia uite-l, mă, ce frumos el. Șarpele ăsta, mamă, băi, că de ce mă simt cu mouse-ul ăsta, frate? Am un mouse ca să se potrivește fix pe mână. Și eu n-am avut niciodată așa ceva, știi, să potrivească fi. Ce e asta? Super sail. A storm is coming. What creature could withstand such a blizzard? Băi, ești nebun, ce e asta? Boss nou? Ia fiți, are formă de pasăre. Dacă stai și o zi așa, are o formă de pasăre. Dar nu se văd multe indicii aici. Arată ceva interesant. Poate să fie un boss nou sau poate să fie o pasăre. Ok, avem chestia asta că ne interesează. Și ceva pentru ăștia VIP. Special Tiny Collector. Uite-o pe Tina, frate. Uite ce drăguță e Tina. Chestiuțe. Ok, nu mai e nimic pe bani aici, aparent. Bă, erau atâtea chestii pe bani. Ei să-mi ba picioarele. Deci, efectiv, au două sau trei incubatoare. Două sau trei, habar n-am cum să numesc chestiile astea. În fine, vede două sau trei cilindre astea care costau vreo... Unul costa $4, ălaltul costa vreo $40. Deci era ceva de ce naiba se întâmplă? Jocul ăsta devine pay to win sau ce se întâmplă? Okidoki, ia să... Uai, mamă, cât coin se dă colectat aici. Hai să ne începem frumos traiția cu Mystery Pack. Băi, cât de bine se simte mouse-ul ăsta la mână. Așa de comod. Am eu mâna amorțită rău de tot înghețată, fiindcă de-abia am venit la școală și mi-e fric de mor și toate cele. Mystery Pack-ul. Ceva mâncare, ceva Dynamax, ceva coins care... am început să fac așa la fiecare când văd coins, frate, nu știu, e ceva nou. Uite coins acolo sus. O să fac așa tot episodul. nu chiar. Ok, ia să-i ceva nou pe aici. Nope, de ce ar fi? Ceva de colectat pe aici. Ia să-i colectăm așa directă. Ups, nu vreau să fac asta. Dacă tot chestia de colectat, bine. Mi-este asta care datează aici de 1 milion de ani. Ok, uite, vedeți, s-au schimbat unele forme, frate, dacă vă duceți la magazin Play, în caz că nu știți, s-a mai updatat puțin jos cu de game interface, așa, vedeți, la misiune, cea tab-ul ăsta cu misiune, scrie event și aici unde scrie news, are așa o formă mai pătrată, vezi, mai regulată, așa, știi, și dacă te duci la dinozauri în cușcă, cam tot la fel e. Hai să vedem ce trade-uri avem aici. Nu se merită, 1600 pentru doi dintre ăștia, nu mulțumesc. Nope. Foarte multe trade-urile.
coins. Ok. Wow. Bă, 8 puncte de ADN. Nu sunt rele. Chiar nu sunt rele. Astea nu. Aici ce avem? Ceva mâncărică de cartofi. Avem nevoie de mâncărică de cartofi ca să facem Tanicola Grosa. Nimic coins iarăși de lucru și pe asta. Nu-mi place, dar totuși. Ți-am mai tras una, două chestii în coins. Să colectăm și coinsul. Mi se pare mie sau una muzica de un joc pornită. Oh, așa e, muzica oprită, lol. Ok, acum e pornită, e activat, auzi, începe muzicuța. Băi, și o să apară trailer de joc Square Fallen Kingdom. Zilele astea, frate, de zilele astea. Tocmai joi acum care vine pe 7, v-am mai zis eu vouă. Am pus și Treasure-ul ăla de la... Mă, mă, chinui să evoluez Arcosucus ăsta, e al 6-lea fail pe care îl dă. Deci nu glume, e al 6-lea fail, frate. O să trebuie să-i dau speed up dacă vreau să evoluez Titanoboa, nu? Ok, asta e ce mai avem. A, ăsta e ultimul Arcosucus de care am nevoie ca să fac de nivel 40. Auză, neam. Ok, îl punem și pe acolo. Ce mai avem? Ah, da, mai avem un Dimorphodon. Un Dimorphodon foarte mare, foarte mic și frumos. Uite ce frumos e. Ok, da, ok. De nivel 20, mai trebuie încă 2. Uite, și dacă te la dinozaur în cușcă, ca să vă arăt și chestia asta. Vezi, dacă intră dinozaur în cușcă, stai, te să-l mișc așa, vezi? Vezi, sunt chestii astea pătrate, așa, o altă formă. Vezi, acolo unde scrie Cell Creature Glossary Back. Arată foarte bine. Ia să ne la Picture Mode, ceva schimbat aici, nu? Mi-aș făcut să scoată chestia asta din colțuri, frate, știi, dacă tot e picture mode, să fie goală, frate, să fie așa liberă. Liberă ca pasărea celui. Ok. Ce naiba s-a întâmplat? A dat jocul crash. Ai de capul meu, lag. Ok, hai să colectăm și astea. Bă, mi se mișcă mâna foarte greu, numai că e de la joc ăsta și jocul greu. Mi se mișcă mie mâna foarte greu, că am venit în frig afară, frate, sunt vreo 3 grade afară, efectiv. Și mie mi se, așa mă mișcă, știi? Deci dacă nu fac o încălzire, ceva, așa, știi, să-mi încălzesc puțin mâna, să... Habar n-am, nu știu la ce v-ați gândit-vă când am să-mi încălzesc mâna. Bine, acum dumnează-o cu mila. Dar totuși, mă mișc extrem de greu și plus că trebuie să mă acomodez cu mouse-ul ăsta, nu, frate, fiindcă, na, e un mouse baban, pot să-i zic așa, un mouse foarte baban. Și trebuie să mă primesc așa cu clip. Ok. Și astea... Hai că am început să-mi dezmorțesc puțin mâna. Am început să mă simt mai înstărit, așa. Ok, activăm și astea frumos. Bun. Ia zi, ce s-a mai completat aici? Chestii. Uite, Dinobac și multe nebuni. Bun, acum ne ocupăm de Titanoboa. Unii Titanoboa al nostru, oare vă întrebați? Market, Terex, market. Titanoboa se află în market. Ia să vedem. No, nu aici, dar de ce naiba fac? Aici, mă! Ia uite, 1600! Nu-mi permis să-l fac de nivel 4, de Jesus! Ah, am uitat cât costă o creatură de asta să o scos de la hatch, frate. Hai, mă. Ia să vedem. Uite ce față are. Ce da... lăsați-mă să... Frate, ce-i cu fața lui? Uite-te la el. Kill me now, please. Uite ce față are. Oh my god, frate, e teribil. Asta e cea mai teribilă creatură ce n-o să... ok. Uită-te la fața asta de nou, holy mother, pot să dau zoom la el? Cumva, nu, ăsta e maximul de zoom pe care pot să dau sau nu merge? Hai mă, zoom. Cine ai face? L-am atins cumva? Stai mă că eu nu vreau să te mângâi sau ceva, acum vreau să te mângâi. Ok, ce s-a întâmplat? Cred că l-am enervat. Zici care probleme mintale, zici care... Ia stai, hai să mai încercăm o dată. Mai dăm o dată la el, uite ce frumos, e cave, mă. Ia zi, îl atingem. Face ca toți dracii să-l ia. Frate, ce problemă gravă are șarpele ăsta? Eu nu înțeleg. Uite cum face. Uite o gaură pe acolo pe unde ar putea să evadeze. Uite, la tine și face ciuda, frate. M-aș gândi că mamă o să atace sau ceva. Iam! Ce o să se repadă în cameră sau ceva. Nu, frate. El e chill. Ia zi, informații despre acest mirobolan șerpișor. Șerpișor care ar putea să mănânce... Hai mă, colect... Ce? Climb River nu merge. Wow, acum a mers. Ciudat. Ia zi, ce scrie aici? Titanoboa simply means titanic boa. Da, cred că și-a dat toată lumea seama de chestia asta. As the largest snake ever discovered, this creature can grow up to 42 feet. Asta vine în jur de... 10-12 metri, cam așa? Vreo 10-12 metri ar însemna asta, nu? Ok, hai să-l hrănim, ia să-l. Ia zi, ce mănâncă oare monstru ăsta? O, oh, stai că avem și... Oh, uite, oh my god, un dodo, nu! Oh my god! A fost și evident un casting foarte rapid acolo, că de ce nu... Frate, l-am colăcit și iam!
Efectiv, nu avea de ce să mai bage casinul acolo, fiindcă na, oricum nu vedem ce să vă. Încă o dată, din nou, se repetă, ia să vedem. Deci vine așa, uite, vede Dodo, săracul Dodo, nici nu știe ce l-așteaptă. Oh, ce mi-e milă de pasărea. Și acum, here comes the pain. Iam! Mamă, cum mi-aplică loptura aia directă, injecția, știi cum vine aia la injecție. În filme de groază, cum e aia cu injecția, cica. Iu! Dec în el și-l omoară. Ok, asta-l facem de nivel 10, să vedem cât de stărit e șarpele ăsta. 1098 cu 379, e destul de puternic, bă, ești nebun. Uite-l cu mine și... Iam! Oi de capul ăsta, asta mi-i spera ceva, filme de groază, în puii mei. Ia zi, cât costă chestia asta? Ce? Uai, what the? Un loc via special event? Wait, what? Voi ați văzut chestia aia? Voi ați văzut chestia acum că eu am deblocat Titanoboa în episod și că nu mi-a picat un pack de la ruleta sau ceva să trișez, da? Deci, efectiv, Titanoboa trebuia să fie deblocat. Right? Right. De ce zice un loc via special event? Ok, Ludia, ce ai făcut tu oare aici? Interesant, bug-ul ăsta care era odată cu mozazauri și cu alte creaturi dinainte să lanseze update-ul ăsta cenozoic s-a reîntors aparent. Da, this creature is currently unavailable. Please check back later. Ce, what the? Stai puțin, frate, cum adică nu e deblocat? Bă, era câștigat, bă, cinstit, am cheltuit, aveam vreo 11.000 Dinobax, acum mai am 7.000, bine, că am dat și speed, dar să zicem 8.000. Totuși, unde e creatura, frate, Ludia? Ok, asta se face foarte frumos, să se trimită un raport. Uite, am și videoclipul ăsta de dovadă, frate. Deci nu poate să zic că Niska e încercare de asta ieșuată de a cuiva să... Ok, deci ne mulțumim cu Titanoboa de nivel 10. Ok, nici n-aveam Dinobax, să-i dau speed up la 8 share, la încă 8 share, frate. Încă 7, pardon. Pentru, dar totuși, frate, what? Wait, what the hell? De ce chestia asta? De ce se întâmplă chestia asta? Atunci știi ceva? Screw it, o să facem pe Sarcosuchus de nivel 40. I don't care. Nu-mi pasă, frate. O să avem o creatură de nivel 40 în episodul ăsta, așa cum v-a promis T-Rex-ul. Așa că o să facem Sarcosuchus ăsta. De ce? Oh, am un Sarcosuchus în plus, ok. Habar n-am de unde am unul în plus. L-am cumpărat sau habar n-am, dar în fine, avem un Sarcosuchus de nivel 40, oameni buni, pregătiți-vă. Ok, ia uite câți Dinobugs mănâncă crocodilul ăsta, frate. Cel mai mare crocodil din lume și cel mai mare șarpe din lume deblocați astăzi. Uite-i. Dacă dorește și domnul să vai facă să mai țină și la buzunarul T-Rex. Hai mă, și vă tot vă uitați chestia asta, frate, că eu postez foarte rar, frate, am probleme în familie, am probleme cu viața socială, anul ăsta dau bacul, s-au scurtat chestia asta, mai vin și competențele, deci bacul efectiv anul ăsta să dă mai devreme. Țepos și dur, ia uite-l mă ce bine arată el aici, badass. Da, frate, asta e chestia. Mai întâi să analizăm creatura asta, mai întâi de toate, ok. Un crocodil foarte interesant, care nu prea seamănă crocodil acum, adică l-au transformat în Dimetrodon, ești nebun? Uite cum arată, dar îmi place capul, frate, are un cap foarte masiv, zici că e de Dinosuchus capului. Ok, uite ce gură mare face. Lasă-mă să-mi colectez reward-ul în paștele mătii. Ok, am colectat așa. Sarcosuchus mean flesh crocodile, but National Geographic called the dinosaur... Sai ce? De când e un crocodil dinozaur? Sai așa, crocodilul a trăit în aceeași epocă cu dinozaurii, dar nu se poate numi un dinozaur, e mai mult o reptilă acvatică, mai mult e considerat ca fiind un dragon, mai mult ceva de gen, știi? Super Croc. In television special, the nickname has stuck ever since. Deci a rămas porecla asta de Super Croc de când mi-aș pământ, ok? Dar nu pot să colectez asta, tu vezi, să fac asta mereu ca să mi se colecteze resursele, să pot să citesc evoluția a doua. Did you know at 40 feet in length that the Sarcosuchus is the strongest crocodile-like reptile to ever live? Da, știam chestia asta și un semn de exclamare și un semn de întrebare cu ceva de genul care strigă așa la tine și știai că Sarcosuchus a fost cea mai puternic crocodil din perioada care era de 40 de... Sarcosuchus avea... Deci hai să determinăm dimensiunile, putem să determinăm dimensiunile, deci 40 de picioare înseamnă 12 metri, fiindcă știu că Sarcosuchus avea 12 metri lungime. Deci asta înseamnă 40 picioare. Înseamnă că Titanoboa avea în jur de 14 metri lungime. Wow. Băi, era uriaș. Nu pot să colectez reward-ul așa că te-ți fac chestia asta. Ok. Da. This Cretaceous period Leviathan weight around 8 tons. Oh, avea 8 tone, ești nebun? An elephant weighs 6.5 tons at best.
Cel mai greu elefant are până la, cel mai greu elefant avea până la 6,5 tone și ăsta cântărea 8 tone, frate. Vă dați seama chestia asta care putea să noate, putea să plutească deasupra pe ochii astea, să colectăm și asta. Da, nu pot să colectăm. Uite, dar pot să văd câte resurse, îmi dă și îmi dă destul de... Ok, acum le-a luat, ești nebun. The immensely strong jaw of the Sarcosuchus allow it to easily take down even the largest predatory dinosaurs. Asta înseamnă un spinozaur, un tiranozaur, ceva pe acolo. Deci putea să doboare, frate, un crocodil e puternic oricum. Un crocodil e foarte puternic oricum. Poate să doboare cam orice tip de animal. Nu poate să doboare elefanți. Bine, dacă a sărit mai mult crocodil pe un elefant și l-ar prinde în apă, bănuiesc că l-ar putea omori ușor. Adică gândiți-vă. Șopârla asta are 12 metri, 8 tone și are o forță. Gândiți-vă, crocodilii în zilele de azi au cea mai puternică mușcătură. Voi vă închipuiți că ăsta poate să, habar n-am, poate să zdrobească o mașină cu fălcile alea, fără nicio problemă. Uai de capul meu, ce monstru hain. De, n-aș vrea să fiu în gura unuia dintre ăla. Asta fiu un lucru sigur, ok, colectăm și astea. Bun, hai să mergem să facem niște lupte cu noul nostru. Băi, dar vreau să fac evenimentul ăsta. Oh, ce asta? Jurassic Tour? Puteți să facem asta în alt episod, știi? O să păsăm asta pentru episodul viitor. Acum vreau să testez noua noastră achiziție, Titanoboa. Ia să testăm noi aici. Unde e Titanoboa, oare, mă întreb eu? Hai să facem un felul următor. Să punem și pe Sarco, fiindcă e nou nou, uite-l aici. Uai, what, e nivel 31, am uitat să-l hrănesc, ce nătărău sunt. T-Rex, goddammit. Du-te și hrănește Sarcosuchus înainte să te mănânce de viu. Unde n-ai, băi? Uite-l aici. Cu naiba să nu observă o șopârlă de 12 metri în pui meu. Ok, îl hrăni și pe ăsta nivel 4. Deci, ia uite-l, 1500 în cap. Uite ce frumos e asta. Ziceți voi că nu vă place chestia asta. 1500 în cap cu 573 atac. Bă, e echilibrat. Oh, putem să-l fuzionăm? Oh, putem să-l, pot să-l fuzionez cu Colossus? Poți să formez Colossaur cu ăsta, ești nebun? Ne, nu o să fac chestia asta. Mai vreau un Sarcosuchus, frate. Mai vreau un Sarcosuchus. Și plus că dacă nu poți face un hibrid de nivel 20, nu are nicio valoare. N-are nicio putere, niciun rost, știi? Ok, din nou, ia să vedem unde ocupă el topul ăla. E între Pterano și Micropasaur. Ok, vine primul aici, înseamnă. Ok, îl punem pe el primul. O să vreau să pun pe Titanoboa ultimul. Așa de-al dracuși de ambițios. O să vreau să pun aici Tanicola Greus. Screw it, frate, hai să-l punem pe Indominus. Ia, gata, băgam Indominus. Și avea în jur de 1000, frate, avea în jur de 1000 HP Titanoboa. Oh, uite-l aici! Oho, e chiar, mă, e foarte puternic, frate, tipul ăsta, adică, uite, e exact după Snakehead. Ok, hai să vedem. Hai să vedem o luptă, să vedem ce s-o părinții lui T-Rex. Să vedem cine dintre noi să pună cu cel mai mare crocodil de lume, cel mai mare, Christian, ok. Asta e lupta epică, frate, cel mai mare hibrid de lume, cu cel mai mare crocodil de lume și cu cel mai mare șarpe de lume. Hai să lupt, aoleu, și mi-a pus un dihania asta în față prima dată. Păi sunt aproape mort într-o lovitură, dar o să pun un bloc și el n-are ce să-mi facă. Uai de mama lui Dumnezeu, ce oponenți. Frate, speram să pună și el ceva mai ușor pe care poate să doboare Sarcosuchus, adică nu vreau să moară din prima, frate, serios. Uite ce față are tipul ăsta, ce derpi așa e. Când termină lupta asta, mi-e somn. Așa sunt eu acum, mi-e somn, dar mai pot. Fiindcă aseară m-am curcat foarte târziu și asta m-am sculat pe la 5:30, cam așa. Cam așa, dacă îți dau o coadă, te arunc în portbagaj. Nu mai miez nici rimele, frate. Băi, ce mână amorțită am, frate. Băi, odată ce stau în frig mult, îmi amorțește mâna rău de tot. Deci, efectiv, nu o mai simt, frate. Nu mai pot să mai simt mâna. Eu nu mai pot să mai simt mâna la ora actuală. Ok, domnul, să elimine-i pe ăștia și lasă-l pe Titanoboa, astfel încât să-ți folosească 7 atacuri, deci nu e animația lui specială, nu? Ok, tipul ăsta e mult în 2. Punem și un bloc și... Nu, hai să punem 2 blocs. Hai să-l protejăm puțin pe Indominus, cel mai mare hibrid din lume, trebuie protejat. Odată ce o să apare Indoraptorul, nu știu dacă Indominus o să mai fie așa de pe val, dar cine știe. Mă întreba dacă o să adauge Indoraptor în Jurassic World Game. Sper să-l adauge, adică, na, ia, să faci o combinație între Carnoraptor și Indominus Rex. Hibrid cu hibrid să formeze un super hibrid sau un mega hibrid. Cum sună asta? Ok, 1, 2, 3, 4, trebuia să pun 4 atacuri să mă asigur că le elim, dar oricum e mort, e 100% mort. Iar acum o să-l aducem pe Titanoboa în scenă, care o să-și folosească cele 7 frumoase atacuri să elimine oribilitatea sau orice naibă, o fi chestia asta, amfibian, erbivor, reptilian, chestie. Ăia zem, 5, ăla e mort, Indominus la pământ. Ăsta e unul de hibrid care face față ușor lui Indominus. Și nivel 25, dar pe ești nebun?
Ia să vedem cum vine. Uite ce, uite ce introducere are, ia. Bă, ești nebun să cutremură imaginea când... O, hai să stăm puțin așa câteva secunde. Mai fă o dată răgnetul ăla de șarpe. A, zis că s-a cutremurat imaginea, uite-l. Ok, hai să atacăm că trece timpul. Uite, frate, cum să putem ne magia că rage cât de mare. Ok, ia să vedem ce face nebunul ăsta. Uite-l cum vine. Ok, fășoară camera asta. Exact ca în Jurassic Park Builder. Da, și uite ce față aiurită are. Are o față atât de aiurită, o față atât de derp în puii mei, cât e ceva de genul. Dar așa face și Titanoboadul Jurassic Park Builder, frate. Vine târâș să înfășoare în jurul camerei și iam! Strâsoarea fatală a șarpe. Uite, poți să câștigi un șurosaur aici. Prize-uri destul de mișto, ia să vedem. Ce-i pică lui T-Rex? Hai dacă să pice mâncare sau coins. Sau poate o să pice un Dimorphodon. Am nevoie de încă un Dimorphodon și fac unul de nivel 40 efectiv. Deci, cât de norocos să fie episodul ăsta, frate. Ah, ce drăguț. Nu, am uitat să... pot să mai dau o dată? Mă mulțumesc cu atât, știi? E bine să te mulțumesc cu atât, nu vreau să mă întind mai departe. Și totuși un prize în plus nu strică niciodată, frate, adică e gratis. Ce ar putea să strice asta? Am uitat să vă explic de chestiile alea, de ce postez eu foarte rar. De ce nu-mi permite timpul să postez? Hai să mergem aici la Titanoboa, fiindcă oricum o să închei și episodul, fiindcă a trecut deja 20 de minute și v-am arătat cam tot ce a arătat. Dar da, fraților, hai să trecem la niște chestii mai serioase. Am niște probleme, frate. Chestia asta cu școala e foarte presantă. Bacul vine mai devreme, mai sunt și competențele de dat și am foarte mult de învățat și de pregătit pentru chestia asta, fiindcă toată lumea vrea să ia bacul. Și șarpele ăsta e chiar ciudat. Dar și mai am și problemele astea familiare, frate. Ai mei părinții nu se prea înțeleg între ei, că cu serviciu, cu astea apar tot felul de conflicte și chestia asta cu banii și coții ăștia care mai fură din bani, frate, au tăiat lui taică-mi pensie, au făcut efectiv, frate, au luat vreo 60% din pensie în puii mei. Deci îți dai seama cât de mult, e foarte mult, deci efectiv a rămas cu 5 milioane din toată pensia pe care o avea și a pensie pe caz de boală, fiindcă are probleme cu ochii. Și plus că tata aia, frate, e, cum să zic eu, e pe moarte, frate, e pe moarte, hai să dăm pe tare, e pe moarte și trec cu faza asta care, că tata aia, zice, așa, a fost cel mai bun prieten al meu la copilărie, în copilărie și acum, știi? A fost, deci, bă, efectiv, a fost cel mai tare om posibil din viața mea, știi? Și acum când îl văd săracul că nu mai mănâncă, nu mai poate să mai ducă, e pe moarte, iar chiar a și picat, frate, și când s-a duc atoare, chiar a și picat, că a crezut mama aia că moare acolo și asta pice și ea lângă el, frate, deci, bă, vă dați seama ce bai de capul meu. Deci o tragedie, frate, vă dați seama, mie e greu și nu-mi permite, n-am nici suficient timp și n-am nici suficientă... Singura chestie că mă motivează pe mine să mai postez, că mă lăsam de mult de YouTube, frate, dacă era vorba de chestia asta. Dar singura chestie care mă mai motivează pe mine să postez, sunteți voi. Deci voi, suportul ăla, dragostea pe care mi-o conferiți voi, mi-o oferiți mie, mă încălzește, frate, mă motivează foarte tare, mă face să văd acolo atâția oameni care sunt, efectiv, să uită la mine, mă apreciază, îmi dau sfaturi și tot fel de chestii interesante și astea. Și îmi povestiți tot fel de chestii. Îmi place să vă citesc comentariile, frate, îmi povestiți tot fel de chestii amuzante și e mai pomenit, am ce să zic. Hai că am dat o chestii foarte emoționale, frate, și am început să mă simt ciudat. Dar frate. Asta e, trec prin niște situații grele. Sper să înțeleg chestia asta. Nu mă aștept să înțelegeți toți, unii de voi mai aveți de crescut când o să ajungeți voi pe la vârsta adolescenței și o să fiți în clasa 11, 12 sau liceu, bine. Unii se dezvoltă mai repede. Eu m-am dezvoltat foarte devreme, adică nu știu. Aveam gânduri de astea două maturi de la habar n-am, clasa 5, 6, 7, habar n-am. Aveam o gândire de astea mult prea dezvoltată, adică mă gândeam la consecințe de astea. Chiar dacă mai făceam și o câte prostie, chiar mă gândeam la consecințe. Și acum am observat că șarpele ăsta nu i-am văzut toate animațiile, fiindcă uite, asta e animația lui când stă degeaba, știi? Să freacă de pământ. Așa dacă îl ating, you touch me, tra-la-la. Dar dacă îl ofesc chiar acum, ia, ala, uite, acum e nervos, frate. Mi-a plăcut aia, încă o dată, mai vreau să mai văd aia o dată. Acum chiar că e fioros, frate. Oh my God, îmi place șarpele ăsta, frate, chiar dacă are o față de prăst. Arată genial, scuipa pe tastatura nouă, Jesus! Ok, dar în fine, fraților, cam aici o să închei și acest episod. Am deblocat Titanoboa, oarecum deblocat l-am câștigat, dar aparent e buguit și nu pot să-l cumpăr, nu pot să facă nivel 40. Dar fii sigur când o să repare Ludia bug-ul ăsta, dacă o să-l mai repare vreodată, dacă nu va trebui să lupt iarăși pentru el în alt turneu, să-l mai câștig o dată. Deci, da, GG Ludia. Deci, da, fraților, vreau să știu că ați câștigat pe Titanoboa, sper că mi-ați înțeles și mie suferința și ce am eu pe suflet.
Hai că am dus asta deja la extremă, adică cred că în episodul ăsta am fost 70%, nu, 30% vorbă, 40% plângere și 30% am jucat ceva sau 20% am jucat ceva, nu mai știu cât am zis. În fine, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, am dat cum la microfon acum, bravo. Hai că v-am distrus unora dintre voi urechile care purtați căști. Hai să o luăm dacă, în fine. Deci, da, frate, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați că n-ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și noi o să ne revenim ca după cei data viitoare, pa, pa. Sper că cât de curând, adică habar n-am. Mă întreb oare cine știe, poate o să reușesc să postez și o zilnic acum, cine știe. Bine.